Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, Alright. Yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door! Play on the floor. Sit on the floor. Hit it on the floor! Open the door! Rocking open voices. the door! Error. Hey, video. Woodahrah. Open door. Open door. Open door. Open door. Da, tehnologia, prieten sau dușman, stăpân sau slujitor, înger sau demon, leac sau o travă. Gata, tehnologismul a intrat în casele noastre, în viețile noastre, în inimile noastre, nu-l mai putem ignora. Dacă nu-l invoci cum se cuvine, te ține în ploaie, se înfurie și te supune la casne. Poate că așa cum zicea cineva, Apocalipsa va veni de la o pană de curent. Asta arată cât de dependenți am ajuns în generația noastră de toate aceste tehnologii care ne sunt atât de folositoare. Dar trecând de la glumă la serios, uh, unde e miza până la urmă? ce așa rău să ai o viață mai ușoară cu ajutorul tehnologiei? Sondajul care s-a făcut pe Instagram înaintea acestui mesaj relevă următoarele aspecte. Pentru mine tehnologia e bună fără excepție. Nimeni. Uh, uneori bună. Este procentul care sare cel mai puternic în relief, pentru că uh, lucrul acesta arată că oamenii se sizează că sunt și anumite, anumite pericole. Faptul că tehnologia ar putea fi periculoasă e un procent infim și faptul că cineva ar avea nevoie de ajutor, uh, se pare că nu există persoană uh, care să uh, se sizeze că avea o astfel de problemă. Atunci care-i rostul acestui mesaj despre tehnologie? În ce măsură îi simțim ispita, idolatră și pericolul pentru viața noastră? Mărturisesc că nu mi-aș dori să mă întorc în urmă cu 20 de ani sau cu 10 ani doar gândindu-mă la toate avantajele pe care ți le conferă faptul de a putea plăti facturile cu telefonul. Să ai Netflix, Spotify, GPS, pe telefon, în mașină, monitorizarea pulsului și lista ar putea continua. Avantajele sunt uluitoare și ne putem bucura de ele. Însă, fără nicio îndoială că ne stă în față o provocare de care trebuie să ne lămurim în ce fel ne ajută și în ce fel ne încurcă. Înainte de a intra în mesaj, îngăduiți-mi să pornesc de la niște cuvinte care pe mine efectiv m-au marcat. Este vorba despre ceea ce spune Yehudi Menuhin cu privire la secolul trecut. Nu știu dacă ați găsit, dacă v-ați gândit la o manieră de a aduna cam ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 într-o frază. Cuvintele astea efectiv m-au pus pe gând. Uitați ce spune. Dacă ar trebui să fac bilanțul secolului 20, a spune că a trezit cele mai mari speranțe concepute vreodată și a distrus toate iluziile și idealurile. Noi nu ne imaginăm trendul ascendent în urma Revoluției Industriale, secolul XIX, începutul de secol XX, starea de așteptare aproape mesianică pe care oamenii o aveau cu privire la tehnologie, la știință, la realizări. Pentru ca toate astea să năruie prin cele două războaie mondiale, Holocaust și toate nenorocirile la care am asistat în secolul trecut, cu privire la idealurile și iluziile pe care oamenii și le-au făcut până la urmă. Nu știu dacă realizăm implicațiile acestei descrieri. Cred că m-au marcat atât de mult aceste cuvinte pentru că primii 28 de ani din viață am trăit la finele secolului trecut. Și nu pot să nu mă gândesc la avântul nemai întâlnit, încrederea absolută în om, utopiile, năruirea iluziilor a oricărui ideal și prețul uriaș, exorbitant, care s-a plătit în secolul trecut. Vă invit la un text din Scriptură care să radiografieze inima noastră în fața acestui idol. Este un text din Vechiul Testament, din Cartea Prorocului Ezechiel, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 8. Uitați ce spune cuvântul. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului. Oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în elegiuire și să mă las eu întrebat de ei de aceea vorbește și spunele le orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în lui dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi vor, voi răspunde în ciuda mulțimii idolilor lui, ca să prin chiar în inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine, din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casa lui Israel: Așa vorbește Domnul, Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri. Întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-au depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu și ia privirile de, de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui. Pentru a treia oară este subliniată exact aceeași idee. Dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine, însum, îi voi răspunde. Pare paradoxal. Pe de o parte, Dumnezeu zice să mă lasă întrebat de ei, zice da, vreau să prind chiar în inima lor aceste lucruri. Pe de altă parte, Dumnezeu invită la întoarcere și la căință. Deși textul acesta, în aparență, nu are nicio legătură cu vremurile noastre, sunt câteva aspecte intrigante. Repetiția legată de idoli și inima. Confiscarea atenției și privirii. Care își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce a făcut să cadă. Acceptarea iluziilor ce ne sunt livrate. Depărtarea de adevărului Dumnezeu și întoarcerea la Dumnezeu ca soluție salvatoare. Poate că de aici ar trebui plecat atașamentul intern cu privire la ceea ce ne conferă securitate și semnificație. Ăla e lucru de urmărit în viața noastră. Care sunt lucrurile spre care am tendința să mă duc? Care simt că îmi conferă siguranță, speranță în această lume? Le-ați lucrurile pe care o trebuie să le acord atenție. Problema numărul unu unde ne putem verifica e una de atașament, de atenție constantă, de preocupare. Care sunt lucrurile care ne preocupă, care ne captivează, care ne însoțesc în viața de fiecare zi și felul în care afectează percepția cu privire la realitate. Astea sunt lucrurile, atașamentul intern și felul în care se modifică percepția cu privire la realitate, la felul în care mă uit la ceea ce se întâmplă în jurul meu. Tehnologismul s-ar putea să vă surprindă, dar a fost adoptat inclusiv în DEX. Uitați ce spune dicționarul explicativ. Tehnologismul este orientare sociologică contemporană care subapreciază personalitatea umană cunoașterea și creația de valori în domeniul umanist al artei, etc., datorită excesului tehnologic. Anumite lucruri diminuate, sunt date la o parte din cauza accentului și a excesului pus pe această parte și latură tehnologică. Oare de ce exercită o așa fascinație asupra noastră? Este întrebarea de bun simț de la care trebuie să plecăm. Un coleg îmi mărturisea cum tatălui în 1968 și-a vândut motoreta să-și cumpere televizor. Observați, încă de atunci am percutat. Nici nu vreau să mă gândesc impactul și influența pe care tehnologia o are în zilele noastre. Așadar, primul lucru de la care plecăm, de ce exercit o așa uh, fascinație? Pentru că ne-a invadat viețile și casele Efectiv suntem botezați în tehnologie. Sunt uimit de dexteritatea cu care un copil de câțiva ani poate să lucreze, să se joace cu telefonul, este de invidiat. Dar să știți că nici cei mai în vârstă nu se lasă. Mama soacră ne sună numai în video call ca să ne vadă, să o vedem. Sunt absolut uimit de felul în care oamenii încearcă să țină pasul cu toate aceste tehnologii nu există persoană care să nu fie influențată, care să nu fie afectată în vreun fel de această tentație. În al doilea rând, credem că ne va face viața mai ușoară. Și asta e adevărat. Dar, oare o va face mai bună? Calitativ. O să fie ceea ce ne dorim, ceea ce sperăm cu adevărat? Asta e una din întrebările critice ale zilei. Cred că e una dintre cele mai găunoase iluzii care ne este inoculată, că oferă prea, mult, uh, prea multă speranță, supralicitează prea mult în viața noastră cotidiană cu privire la ceea ce ne poate livra, cu privire la ceea ce ne poate oferi. Uh, Aduceți-vă aminte de verdictul pe care îl dă Menuhin, cu privire la... Uh, felul în care ne lăsăm vrăjiți în fiecare generație. Și tocmai de asta e foarte greu, pentru că te afli acolo într-o atmosferă și nu-ți dai seama de impactul pe care îl are asupra minții tale și asupra vieții tale. Un lucru mult mai important, mi se pare, de conștientizat, e acela că tehnologia mediază realitatea și remodelează felul în care ne vedem pe noi și pe ceilalți. Ei, ăsta e un lucru extrem, extrem de util de înțeles. Jean-Luc Marion este atât de pătrunzător când spune imaginea devine pentru noi mai mult decât o modă. Devine o lume. Lumea s-a făcut imagine. A tot prezența imaginii, a imaginilor, fie în video, fie sub forma unor fotografii, Felul în care lucrurile astea ne asaltează, ne storc de putere, de energie, ne presează, ne stresează de multe ori. Nu contează că circul cu autobuzul, cu metrou, cu mașina personală sau că ești nevoit să aștepți câteva minute la medic. Îi vei vedea pe oameni încovoiați, aplecați peste telefoanele lor. Aproape că nu știm ce înseamnă să stai câteva clipe în liniște, să te gândești să te pregătești pentru un alt moment. Simți nevoia instinctivă să îl umpli cu ceva, să interacționezi cu aceste device -uri. Și poate lucru cel mai îngrijorător pentru mine e viteza schimbărilor care mi se pare că este amețitoare. Nici nu ne adaptăm bine la un tip de tehnologie că apare alta nouă. Te simți tot timpul depășit. Ești frustrat că mereu apare ceva nou la orizont. Însă lucru care mă îngrijorează și mă sperie E că noi nu cred că ne dăm seama cât de mult ne afectează. Sau în ce fel ne afectează. Cu atât mai puțin când ne gândim la copiii noștri, care au alt gen de expuneri, de tentații, prin felul în care ei interacționează cu lucrurile astea. Nu apucăm să ne dăm seama cum ne afectează pe noi, dar minte pe copiii noștri. Probabil mult mai încolo o să putem procesa. Dar sunt atâtea schimbări, avalanșa schimbărilor și a învergura lor este atât de puternică încât uh, lucrurile chiar merită luate în, luate în serios. Recomand cu căldură, dacă n-ați văzut, The Social Dilemma, felul în care uh, toate rețelele astea sociale ne pun în fața unei dileme foarte serioase merită văzut, mai ales cu copiii care pot să înțeleagă, sunt mai mari, se poate discuta, merită în familie sau cu prietenii. Vizionat acest material, acest documentar, este brutal de onest în anumite aspecte cu privire la ceea ce se întâmplă. Cum au fost gândite ca să îți stârnească cu o forță de nestăvilit atenția prin toate aceste notificări. Tehnologia ne face viața mai ușoară, fără nicio îndoială, dar o face mai bună? Păstrează această întrebare în toată încercarea asta de a interacționa și de a ne elucida acest subiect. Nu cred că suntem pregătiți să-i facem față dacă nu-i cântărim atât beneficiile, cât și riscurile. Nu cred că ajută pe cineva să vorbești numai despre riscuri fără să poți să apreciezi părțile bune și lucrurile bine pe care, bune pe care le realizează, le aduce în viața ta și a mea. Iată beneficiile incontestabile. Accesibilitatea. Accesul incredibil de facil pe care ți-l oferă aproape la orice resursă. Inovație. Mă gândesc doar la comerțul online, felul în care te ajută, îți economisește o groază de timp. Învățământul la distanță, Oameni care lucrează, care îs aici și care pot să facă școală în altă parte, la distanță. Cât de mult te ajută? Cât de mult a ajutat progresul ăsta tehnologiei, Interconectivitatea. Nu știu cum am fi supraviețuit în pandemie, dar faptul că ne-am putut conecta, faptul că ne-am putut auzi, faptul că ne-am putut vedea, a reprezentat o resursă formidabilă. A fost biserici din diaspora care ne-au invitat, care ne-au chemat să interacționăm cu ei, să-i ajutăm, să-i sfătuim în astfel de momente. Consilierea, e adevărat, nu se compară niciodată cu o discuție personală pe care o vei avea cu cineva. Ea acea emoție, empatie, prezență caldă pe care îi oferi celui cu care stai de vorbă dar te poți întâlni, poți povesti cu oameni la distanță, oameni care experimentează singurătate, depresie și care uh, primesc ajutor prin această cale de a interacționa prin tehnologie, schimbul cultural, limitarea suferinței. Tehnologia actuală din domeniul medical este formidabil, formidabilă, precizia cu care se poate lucra. Să nu mai vorbesc de promovarea valorilor creștine. Netul este efectiv inundat de atâtea resurse. Astea doar o parte dintre beneficiile incontestabile pe care le putem găsi. Îți poți găsi aproape orice podcast, predică, lucruri care să te ajute în dezvoltarea personală, în creșterea ta spirituală. E adevărat, ați remarcat o tendință, avem înclinația să urmărim ceea ce ne place, ceea ce ne convine nouă. Am auzit mărturii de oameni în tabere care s-au întors la Dumnezeu în momente de criză, de singurătate, în care au accesat, au interacționat. Noi avem membri în biserica noastră care s-au botezat datorită facilităților tehnologice și a posibilității de a interacționa cu o comunitate. Ei, lucrurile astea nu poți să le ignori, să nu le apreciezi. Încă o dată, nu îi putem demasca influența până când nu știm să apreciem, să cuantificăm beneficiile, și apoi să vedem riscurile inevitabile la care ne expunem. Observați, interacțiunea cu Panteonul ne invită la o muncă de detectiv. Fiecare dintre noi suntem chemați să ne uităm în inima noastră. Care propriile ispitiri, tendințe, înclinații pe care le avem și invitația de a ne antrena în arta discernământului. Iată câteva riscuri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, tinde să inducă oamenilor o stare de lene. Cineva a făcut o remarcă foarte bună, nu de mult. Am zis, am tendința să stau cel mai mult pe telefon în eștire în momentul în care s-a obosit. Nu știu dacă observați, dar intuiește și soluția. Se sizează că ar trebui să facă ceva atunci când e obosit. Și amintindu-ți lucrul ăsta, îți poți găsi o soluție. Fie să ieși la plimbare, fie dacă ai nevoie de o jumătate de oră de odihnă sau de a face ceva cu mâinile tale. Pot să identific momente din experiența personală în care eram obosit și ziceam am nevoie de un pic de pauză. Și fiind în casă, normal, era mai accesibil. Am zis să aprind televizorul, să mă uit un pic la știri. Într-un timp relativ scurt m-am trezit mai obosit și că mai am chef să lucru la predică. Și când am citit specialiști care uh, lucrează în domeniul media, care afirmă că în doar două minute de privit la televizor activitatea electrică a creierului trece la o stare alfa de relaxare aproape de somnolență. De multe ori nu realizăm impactul, influența pe care media o are în viața noastră. Un al doilea risc este acela că dezvoltă o gândire necritică. E aspectul acesta mi se pare extrem de important și de pretențios. Unul din autorii consacrați pe media, Marshall McLuhan, spune că orice invenție îi o extensie, o prelungire a unui simț pe care noi îl avem. Spre exemplu, mașina de spălat vase este o prelungire a mâinilor Așa cum roata este o prelungire a mersului. Diferența e că, în timp ce mersul pe bicicletă îți solicită mușchii, mersul cu mașina sau cu uh, trotineta electrică sau cu alte mijloce motorizante, uh, nu face decât să îți creezi o anumită problemă. Și asta e teoria lui, că toate extensiile astea deși sunt extraordinare, au un efect foarte ciudat. În timp ne slăbesc sau chiar pot duce la un fel de amputare a anumitor facultăți sau unor capacități pe care le avem. Ne mai miră sedentarismul din zilele noastre, problemele pe care le întâmpină copiii. Eu am crescut la țară, de bine de rău, deși mai fentam anumite responsabilități, dar vrei nu vrei, era implicat, îți asumai anumite lucruri în afară, ieșeai din casă, erai implicat, făceai tot felul de lucruri. Prin urmare, atât motoreta cât și televizorul, deși ne oferă anumite avantaje, ceea ce ne oferă cu o mână plină de generozitate, ne ia cu o mână vicleană până la urmă. Diferența e că în timp ce pe scuter sau pe motocicletă suntem afară, în aer, în fața televizorului sau ecranului, suntem închiși, în casă între patru pereți. Și asta complică mai mult existența, starea, problemele noastre. Mai multe lucrări de specialitate au demonstrat că privitul într-o stare hipnotică inhibă, erodează capacitățile critice și le amplifică pe cele emoționale. Aș aminti doar două filme, sunt multe altele care ar putea fi amintite, Primul este filmul Philadelphia, apărut în 1993, care surprinde într-adevăr felul în care în perioada aceea oamenii reacționau în momentul în care auzeau de homosexualitate. Și adevărat, îs greșeli care s-au făcut în atitudinea pe care oamenii au avut-o față de alte persoane care se confruntă cu lucruri de genul acesta. Însă, ani de zile mai târziu, am realizat forma în care este prezentată toată povestea asta, victimizarea uh, cu care te, te, invită. Și mi a dat seama de forța pe care imaginea, emoția o are să pătrundă în sufletul nostru al fiecăruia. Mai amintesc încă un film, Avataro. Ceea ce șochează în acest film, care mi-a făcut deosebit de plăcere să-l văd, este felul în care invită la panteism. E adevărat, sunt atâtea atrocități care s-au comis în lume împotriva naturii, dar până la urmă să apelez la panteism, e adevărat, cred că de-a lungul anilor și a secolului creștinii au făcut o greșeală în ce privește felul în care au înțeles să supui pământul, administrarea resurselor, dar până la urmă opțiunea spre panteism mi se pare... Una primitivă, să întorci, să propui salvare în societatea actuală de la lucruri de genul acesta. Ei, sunt lucruri la care nu știu în ce măsură ne gândim, le vedem implicațiile practice pentru noi și pentru cei de lângă noi. Ne-am gândit vreodată la felul în care extensiile tehnologice ne pot slăbi sau chiar atrofia anumite capacități. În al treilea rând, exacerbează narcisismul. E un lucru pe care domnul profesor Miclea l-a subliniat atât de clar în seminarul adresat pericolelor copiilor în lumea digitală. Se constată o creștere de trei ori mai mare a egoismului în conturarea personalității. Copiii confundă identitatea personală cu identitatea digitală. Și au tendința să creadă că totul e la un click distanță în viață. Mai departe, un alt risc este că produce dependență. Dacă mă face să zimbesc ceva, îi notificarea care îți apare la, din când în când, la sfârșit de săptămână, cu privire la timpul, timpul pe care l-ai petrecut pe telefon într-o săptămână. care e media? Te sperie, îți trezește în vreun fel, atenția, un astfel de detaliu. Ai remarcat că uneori, parcă nici la baie nu te poți duce fără telefon. Deci ironia pe care am ajuns să o trăim. Și uneori s-ar putea să reacționăm cu zâmbet la faptul că ne induce dependență, dar așa este. Însă lucrul care pe mine mă îngrijorează cel mai mult este anestezia morală pe care o insinuează. Specialiștii au observat că oamenii se comportă diferit în mediul online față de lumea reală. Anonimitatea, dezinhibarea, distorsionarea timpului, de câte ori nu ți s-a întâmplat să zici mă numai să verific niște e mail sau moi să văd ce s-a mai întâmplat și te-ai speria că ne văzut că a zburat o jumătate de oră sau poate ceasuri. Spațiul virtual îți dă senzația că e vorba de o realitate care nu te afectează. Succesiunea interminabilă de imagini, de clipuri, atunci când ai scroll. Amestecul poluan de imagini și de conținut. Îți amorțesc conștiința și îți dau senzația că nu te afectează. O altă teză celebră a lui McLuhan, e aceea că mediul este mesajul. Este asemenea aerului pe care îl respirăm, asemenea apei pe care o bem. Nu vi s-a întâmplat să intre cineva într-o anumită încăpere și să zică ce aer închis e aici? Ție nu ți se pare că ești acolo de ceva vreme? Te-ai obișnuit. La fel stau lucrurile și din punct de vedere virtual când ești într-un anumit mediu, el are un impact profund asupra noastră, fiecăruia și ne afectează fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne place, fie că nu ne place. Acum încearcă să-ți imaginezi că ai vrea să ai un moment de liniște, un moment zen, de reflexie în care să stai înaintea lui Dumnezeu și tu ești pe stadion. Îl ai un mediu care îți stârnește toate instinctele și emoțiile. Nu poți să stai liniștit, să ai un moment de tignă și de liniște interioară într-un astfel de loc, sau în discotecă, sau în, în, alte locuri. A rămas surprins, dar au fost oameni care au venit la comunitate, în comunitatea noastră pentru, pentru prima dată. Și mi-au mărturisit la final liniștea cu care pleacă din locul acesta. Orice mediu în care intri te amprentează. Mediul este mesajul. Are o forță de persoasiune. Și cum să nu te afecteze prezența în spațiu virtual, mai ales dacă e ceva care se repetă și care devine o practică recurentă în viața ta așa mea. Pe de altă parte, mă sperie toate mizeriile vizuale la care sunt expuși copiii noștri. Noi nu ne-am fi putut imagina în urmă cu 10-20 de ani că se va ajunge la așa ceva. Are telefonul la un clic distanță de orice pericol nebănuit de noi. Și sunt atâția care atrag atenția asupra acestui aspect. Ștergerea granițelor față de tot ceea ce e sfânt mă îngrijorează cel mai mult în fața tehnologiei. Prin urmare, idolatria nu este o chestiune metafizică, ci este o problemă mai degrabă morală. Oamenii adoptă un stil de viață și mai apoi își pun anumite probleme. Avem tendință să copiem, să urmăm un anumit trend. În Roman, capitolul 1, de la 18 la 32, am selectat câteva versete din textul acesta, care vorbește despre idolatrie. Evanghelia despre care le vorbește lumii civilizate a romanilor spune felul următor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care... Rețineți cuvântul acesta înădușe sau sufocă adevărul în elegirea lor. Observați problema de ordin moral, nu e o problemă teoretică. O problemă în care adevărul uh, devine confuz pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, patrupede și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat sau i-a dat pradă poftelor inimilor lor. Observați, fie oglindim, fie pervertim chipul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. De trei ori ni se spune că oamenii au schimbat slava, Dumnezeu adevărul și întrebuințarea naturală sau firească. Iar Dumnezeu i-a lăsat tot de trei ori în necurăție, în voia unor patim, în voia minților blestemate. Alegerea omului este urmată de abandonul divin. Slava lui Dumnezeu instituie adevărul, adevărul binele și binele întrebuințarea. Îi dai cinste lui Dumnezeu, îl respecti pe Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, îi mulțumești lui Dumnezeu și asta te va ajuta să vezi binele, să-l poți practica, să-l poți înfăptui. Întrebarea inevitabilă și poate cea mai așteptată e legată de soluții pe care le-aș numi imposibile. Pentru că ne vine tot mai greu să le adoptăm, să le însușim. Din pricina copiilor noștri, și pentru că via are o identitate bazată pe familii cu copii, aș pune cap de listă sportul. Am ca să nu înțelegeți că suntem împotriva exercițiilor fizice, cred că pentru un copil salvarea din ispita virtuală îi să descopere care un corp. Să descopere materia, natura, să interacționeze. Ce să mai zicem că dacă practică și un sport de echipă, o să învețe ce înseamnă camaraderia, ce înseamnă să lucrezi, să lupți, să realizezi un obiectiv împreună cu alții. Mi se pare absolut incredibil că avem alternative. Și este un lucru pe care îl poți predica în orice mediu. Părinților, celor care au copii mici, și așa mai departe. Și și nou ne face bine să ne plimbăm și să lucrăm ceva cu mâinile noastre, exact cum zice Apostolul Pavel. În al doilea rând, postul tehnologic. Cât timp poți să supraviețuiești fără rețele sociale, fără telefon, poate chiar fără muzică în anumite momente? Am Anum, surprins, un prieten îmi spunea că el în mașină nu ascultă muzică. Era ciudat că mie îmi place când urc în mașină să dau drumul la muzică. Și o zis, eu am trei copii acasă. E atâta hărmălaie încât printre puținele momente de liniște sunt cele pe care le am în mașină. Și mi-am dat seama cât de mult contează să îți gestionezi, să-ți găsești propriile momente de răgaz, de liniște, în care să stai cu tine și cu gândurile tale. nu să este un mare pericol. Cel mai greu în societatea urbanizată și tehnologizată îi să-ți găsești solitudinea, liniștea, să stai cu gândurile tale fără să fii agresat și asaltat de alte lucruri. Da, cât, cât putem rezista fără telefon, fără alte Dispozitive. Poate ați remarcat stresul cu care tehnologia vine în viața noastră. Chiar dacă ai ceva de făcut, ești tot timpul cu un ochi la notificări. Cât de rapid te grăbești să răspunzi imediat la toate. Observați cum tirania urgentului ne, ne sufocă, ne rupe, ne uh, afectează această capacitate de a ne putea concentra mai bine la ceea ce facem. Ce să mai spun că sunt unii oameni din spațiu creștin foarte binevoitor, care te mitraliază cu versete încă de bună dimineață. Nici nu te-ai trezit și uh, îi auzi piuitul, îți intră versetele, dar nu versete, deci sunt adevărate misive care îți intră acolo. linkuri, predici, tot felul de resurse. Și mulți oameni, habar, nu au cât stres aduc în viața altora. Unor lucrurile se întâmplă pe grupuri, nu în privat. Dacă nu ne vom pune limite vom avea probleme nu doar cu somnul, ci și psihic, lucrurile acestea ne vor afecta. Utilizarea ghidată pentru copii a fost o sugestie extraordinară pe care profesorul Miclea ne-a făcut-o. Să-l ghidez pe conținut, să știe cum să utilizeze, cum să creeze anumite conținuturi, cum să le folosească. O a treia resursă incredibilă este această conectare interpersonală. Relațiile semnificative. Cât de important e să fim împreună cu alții, să interacționăm. Cu părere de rău, vă spun, am observat că există o tendință să prefere virtualul și uh, interacțiunea mediată prin jocuri cu prieteni decât uh, prezența efectivă, în carne oase, interacțiunea imediată. De aceea, părinții ar trebui să încurajeze orice interacțiune de felul acesta, orice ieșire cu prietenii, orice bucurie, celebrare pe care o pot avea la oaltă. Fiindcă lucrurile acestea ne ajută. Am făcut o observație personală. Mi s-a întâmplat să mă uit la film și dacă trece de o anumită oră, mă simt obosit în dimineața următoare. Niciodată nu mi s-a întâmplat să trec de o anumită oră și să rămân la o discuție și o interacțiune cu prieteni, cu oameni, și să nu simt bucuria și încântarea în ziua următoare. Observați, asta încă o dată pune în felul în care anumite tehnologii ne pot obosi și pot induce stres în viața noastră. 4. Plimbările natură, un hobby. Am rămas surprins, am încercat să interacționez cu oamenii în avans cu privire la subiectul acesta și cineva spunea, dacă nu ies afară, am tendința să intru pe telefon de obicei sunt acaparat de telefon atunci când sunt obosit. Sau un alt sfat care mi s-a părut incredibil, lasă telefonul în altă cameră atunci când stai cu copilul tău. Ei, dacă a rămas marcat de ceva din ceea ce spune Gabor Mate, îi stresul pe care părinții, fără să-și dea seama, îl creează copilului în momentul în care ieși cu el, dar tu ești în altă parte. Și nu știi nesiguranța, teama, anxietatea pe care eu o induci și vreau să vă spun părerea mea uneori îs niște sfaturi din astea formidabile pe care oamenii în parenting încearcă să le ofere cum ar trebui îs niște absoluturi în care ne simțim de multe ori striviți de ele, dar momentele alea în care stai cu copilul tău să fii acolo prezent 100% ce așa greu pentru o numită perioadă de timp să-ți lași telefonul în altă cameră Privați, niște limite pe care noi ni le putem pune, dar care ne pot fi extrem de folositoare. Ne pot fi de mare ajutor. Și poate resursa pe care o așteptăm cel mai mult este acel susur blând și subțire al prezenței lui Dumnezeu. Așa cum apare în Cartea Împărați. După acest foc s-a auzit o voce blândă, suavă sau un murmur suav. Știi ce trebuie să reții? Că la Ilie, acest susur blând vine după 40 de zile. Mai știm noi ce înseamnă să aștepți să-l auzi pe Dumnezeu, să-l descoperi pe Dumnezeu, să-i simți prezența. Uneori ți se întâmplă aici. E suficient o adiere, un cuvânt, un gând care simți că te repune pe linia de plutire, îți dă putere peste, peste, pentru săptămâna care ți stă înainte. O întrebare la care ne întoarcem de fiecare dată. De unde știi că te afli sub vraja tehnologismului? În primul rând, dependența. Cât timp poți să fii fără? Cât de bine îți cunoști limitele? Cât de mult le respecti de ții de ele? Doi, deconectarea. Superficialitatea pe care o aduce la nivelul relațiilor interumane. Șocat de-a dreptul deranjant să vezi oameni care stau la restaurant și sunt acolo și stau cu nasul în telefon. Și trei este dezumanizarea sau desensibilizarea. Dacă mă sperie ceva, este felul în care ne anesteziază din punct de vedere moral și ne face să ne pierdem capacitatea de a-l mai auzi pe Dumnezeu în viețile noastre. De a ne păstra acea sensibilitate față de vorbirea lui, față de cuvântul și adevărul lui. Dacă ar fi să adunăm într-un gând mesajul din această dimineață, antidotul tehnologismului nu este izolarea, să ieși, să fugi din realitatea asta, ci răscumpărarea. Să învățăm, să înțelegem ce înseamnă răscumpărarea oferită de Dumnezeu, puterea de a folosi astfel de mijloace înspre binele copiilor și a celor din jurul nostru. Îngăduiți-mi la final să mă folosesc de niște cuvinte care surprind foarte bine natura idolatriei. Martin Runșai spunea următoarele. Idolatria nu-i un joc de idei sau o chestiune de ordin mental, ci o provocare legată de putere. Nu a este, ci în fața căreia mă plec cui îi dau putere, influență și autoritate peste viața mea? Este întrebarea critică a idolatriei. Cu siguranță modelăm fiecare dintre noi înspre copiii noștri. Cum poți să îi spui copilului să nu stea pe telefon când el te vede că ești acaparat și dominat de aceste lucruri? Întrucât tehnologismul subminează tocmai domeniul artistic, voi încheia cu lucrarea pictorului flamand Anthony Van Dyck, intitulată Caritatea. Pictura se află la National Gallery, la Londra. Deși imaginea dominantă este iubirea ca mamă a tuturor virtuților, putem observa următoarele. Nu vorbește doar despre iubire, ci această... Mama are trei copii, trei virtuți teologice: credința, nădejdea și dragostea. Fiecare dintre cele trei atitudini se dovedește salvatoare în fața idolatriei, dar într-un mod diferit. Credința ne vindecă de iluzia controlului. Asta e problema noastră. De asta alunecăm atât de rapid în idolatrie. Vrem și avem impresia că noi avem control peste ceea ce ni se întâmplă peste viața copiilor noștri. Fals. Credința te ajută să predai cuiva controlul. Speranța ne vindecă de ispita disperării, iar iubirea de sclavia sinelui. Iubirea ne învață că viața asta merită să o împarți cu alții, speranța că viața asta are sens și credința că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Asta face credința. Asta înseamnă să-i predai controlul lui Dumnezeu. Două lucruri m-au uimit la acest tablou. Cumva în ordinea inversă a importanței. Observați atitudinea jucăușă a celor trei copii. Le place să fie împreună, nu le place unul fără celălalt. Nicio virtute nu se dezvoltă în izolare. Ele conlucrează, merg împreună. Funcționează la oaltă. Și poate cel mai important, privirea recunoscătoare în sus a carității cu privire la favoarea de unde ne vine absolut totul. Ceea ce ne induce speranță, ne arată că se poate, că Dumnezeu este aproape de toți cei care îl caută. 2 Corinteni 3 cu 18 Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Toate lucrurile acestea ne sunt accesibile, oferite de Dumnezeu în Hristos. Noi, în fața cui ne plecăm?